Celebrul șahist Garry Kasparov a ajuns seara trecută în Timișoara. A aterizat pe aeroportul internațional Traian Vuia și a fost întâmpinat de reprezentanții Universității Politehnica Timișoara și de jurnaliști. Kasparov este invitatul principal al conferinței Tech Talks by UPT, unde va vorbi despre umanitate în era inteligenței artificiale. Garry Kasparov este pentru prima dată în Timișoara, însă are amintiri despre oraș din perioada Revoluției. Actually, it's my first trip to any Romanian city outside Bucharest. Okay. So as this is, yes, that's good. So, but it's interesting. Obviously, I know a little bit of history. So it's the beginning of the revolution. Yes. So that's the. So I remember that is we had back in '89 we had so it's. I think it was the kind of a congress of Soviet chess players. Then I remember that in the middle of the meeting, I said, "Look, I'm just let me tell you the telegram." So this is Romania joined, you know, the freedom movement and overthrew the dictatorship. So that's why Timișoara sticks in the memory. Celebrul jucător de șah a lăsat și un mesaj în cartea de onoare a aeroportului internațional Timișoara. Done. It's a whole message. Garry Kasparov este cel mai tânăr campion mondial de șah din istorie, atingând această performanță la numai 22 de ani. În 1997, Kasparov s-a confruntat cu un computer. Această întâlnire a condus la un nou capitol în cariera sa, concentrându-se pe implicațiile inteligenței artificiale și tehnologiei asupra intelectului uman și a societății. La Tech Talks 2024, Kasparov a explorat modul în care umanitatea se confruntă cu provocările prezentate de progresul tehnologic, îndemnând la un echilibru între valorificarea inteligenței artificiale și păstrarea valorilor umane și autonomiei.